orașul în care locuiți arată așa, atunci aveți cu adevărat nevoie de Troti, un triciclu electric pliabil, primul vehicul la purtător. Troti, pentru că ne dorim libertate de mișcare, dar resimțim din ce în ce mai mult efectele aglomerației urbane și ale poluării aferente. Troti, o soluție ieftină, eficientă și ecologică. Troti este propunerea inventatorului Justin Capră la Târgul Inventica 2008, ultima realizare din seria vehiculelor cu două sau trei roți propulsate de motoare electrice. Micuțul vehicul destinat transportului urban a stârnit curiozitate și admirație, fiind amplu mediatizat. Este vorba despre un triciclu pliabil, echipat cu un motor electric, integrat în butucul roții de direcție. Lungimea vehiculului variază între două valori, în funcție de regimul de utilizare, fiind scurt în staționare. Vehiculul se înclină în viraje în mod natural, iar la staționare blochează punta spate. Fiind pliabil, este ușor de transportat și de depozitat în casă sau la birou. De asemenea, poate fi urcat în lift și în mijloacele de transport în comun. Troti are o viteză maximă de 28 de km pe oră și o autonomie de 50 de km, fiind prevăzut cu un acumulator care se încarcă direct de la orice priză de 220 V. Timpul de încărcare variază între 8 și 10 ore, la utilizarea unui încărcător obișnuit, numărul de cicluri fiind de peste 300. Acest timp poate fi redus substanțial utilizând un încărcător de frecvență înaltă. Acumulatorul poate fi și înlocuit în doar câteva secunde cu un altul complet încărcat. Greutatea proprie a triciclului, cu surse incluse, este de 30 de kg, iar sarcina utilă 80 de kg. Avantajele lui Troti sunt costurile minime de utilizare, 40 de bani pentru 100 de kilometri, dimensiunile reduse, portabilitatea, stabilitatea crescută în mers, sistemul automat de înclinare și, nu în ultimul rând, bucuria de a-l utiliza atât de ușor. Troti nu necesită permis de conducere. Troti, ideal pentru transportul urban.